Mama, ce munțe la tine. Mama, ești totul pentru mine. Mama, ai muncit din greu. Știe bunul Dumnezeu. Dumneavoastră. Dar cine, mă rog? Bănuiesc din partea cui poate veni. Eu știu, poate veni și la blungat, probabil. Păricelele și tortulețul. Mulțumesc frumos și tot al iar, vă doresc mult sănătate, bucurii și la mulți ani și mulți sănătate. Pentru că am și mesaj. Și mesajul spune așa. Îți mulțumesc, mamă, pentru că m-ai învățat să fiu un om bun, să nu las pe nimeni să mă schimbe. Pentru că m-ai crescut de când eram o mână de om și mi-ai pus aripi să zbor. Pentru că nu m-ai lăsat ca viața mea să fie una grea. Pentru că mi-ai cântat ca să adorm și mi-ai suflat pe răni ca să nu doară. Pentru că m-ai certat atunci când am greșit și mi-ai spus că în viață totul se plătește. Îți mulțumesc că ești și că te am de când te știu. Îți mulțumesc că m-ai format ca om, încercând să mă educi după principiile tale de viață. Având la bază bunul simț, respectul și dragostea pentru oamenii din jur. Surpriza vine din partea fiului Mihăiță, Nora Strătica, și Andrei. Da. Are trei copii, două fete și un băie, da, Spania. Au 2 ani de când au venit, da. Și dacă puteți să le transmiteți un mesaj. Multă sănătate, bucurii, la mulți ani, să dea Dumnezeu să fii sănătoși. Să-ți treacă pandemia cât de repede din România, când tare, totul s-ar așa pământ, știu și eu, știu.